Domnule Anatol Basarab, m-am întrebat adesea, tărâmul Basarabiei să fie oare binecuvântat? Există un tip de înțelepciune pe pământul ăla? Are legătură cu pământul? Cu ce ar putea avea legătură? Are legătură doar cu un simplu, dar în același timp foarte complex lucru. Acel lucru îl numim simplu suferință, are mai multă legătură cu suferință. Orice popor care suferă mai mult este obligat ca să poată supraviețui, să învețe, să raporteze la lucruri, la acele la care te mai poți raporta, pentru că în Basarabia, de exemplu, era într-o perioadă de timp foarte greu să fii român, și în același timp frustrat la tine acasă că nu știi bine rusă. Asta produce un anumit tip de suferință și ești obligat să știi ceva mai bine decât rusul ăla, să-l combați în ceva. El te arată tot timpul cu deștiu că ești moldovean ca și cum ai fi de sortul doi în relație cu el, iar tu vei face tot posibilul ca să-i arăți că știi și ești mai bun decât el în cele bune și mai rău decât el în cele rele. Așa se călește un spirit a unui bărbat, a unei fete, dar și a unei națiuni în întregime. Suferință. Îi face pe ei să raporteze mai profund la lucruri. Observați, în România, de exemplu, atunci când România se afla în poziții de suferință, s-au scris cele mai frumoase melodii veșnice și nemuritoare. Când lucrurile stau bine, totul frumos, cumva parcă e confort, în confort nimeni nu scrie o poezie sau un cântec din străfundurile sufletului. Dar nici în Basarabia nu va mai fi așa mult timp. Va mai dura până când se va instaura și acolo o anumită zonă de confort. Adică munciți, nu trebuie să faceți nimic, mult, aia câștigați, în rest nu se întâmplă nimic. Deși oamenii cu cap și cu inimă și cu spirit, de acolo depun eforturi în așa fel încât fie că intrăm în NATO sau fie că intrăm în Comunitatea Europeană sau unde mai intrăm sau unde mai ieșim, să păstreze acolo un spirit anume. Spiritul, dacă dispare spiritul, felul de a fi dispare luptătorul, dispare basarabianul ăla cu capacitatea de a-l îndrăznesc, curajos, chiar dacă nu știe bine să se exprime, atunci mâine pe mâine se transformă într-un neam de sclavi care, pentru a câștiga o bucată de pâine, vor fi nevoiți să execute și să facă compromisuri chiar cu propriul lor spirit. Ceea ce va deveni iarăși dureros, va provoca alt tip de suferință și acel tip de suferință nu totdeauna poate să fie constructiv. Dar Basarabia natală a lui Anatol Basarab. Basarabia mea este diferită decât este Basarabia acum. Eu însumi, când mă întorc acasă, recunosc toate străzile, recunosc toate clădirile, unele s-au îmbunătățit, s-au construit altele mai noi, merg la țară, mă întâlnesc cu aceiași oameni pe care îi știam, s-au schimbat foarte mult. De ce s-a schimbat? Pentru că. Parte din ei sunt dezamăgiți, parte din ei nu mai știu în ce se creadă. Aveți vreodată pornirea să îl faceți pe un om, de exemplu, de la țară, simplu, când mergeți acasă în Basarabia, să îl convingeți că greșește gândind într-un fel anume? Aveți pornirea asta vreodată și vi-o reprimați sau chiar o exprimați? Cum se întâmplă? Nu. Până la 20 de ani, în general, eram omul care făceam proliferare pentru tot felul de lucruri, pentru o spiritualitate, pentru aia, pentru el pentru unire, pentru de la vreo 20 de ani am început să nu mai fac asta niciodată cu nimeni. Pentru că oricât aș explica eu lui o anumită filosofie, el se întâlnește cu viața lui, cu existența lui, cu problematica lui strictă, proprie, individuală, pe care o trăiește pe propria lui piele. Ce o să-i spun eu de aici mai departe, poate fi privită chiar ca o dorință a mea de a-l îndoctrina și voi deveni agresiv cu el în momentul când voi vrea să-l învăț ceva. Iar eu cunosc foarte bine aspectele agresivității, chiar și a celor mai fine aspectelor și nu vreau să o produc. Dacă el mă întreabă, atunci eu îi spun părerea mea, scurt, clar și cu cuprezător. După care el poate stă și se gândește o lună la ceea ce am vorbit noi în câteva minute. Dar atât niciun fel de agresivitate, niciun fel de convingere, niciun fel de apăsare, niciun fel de împinge omul cu baioneta de la spate ca să fie el cu mine de acord. Dar cine sunt eu ca să fie el cu mine de acord? El trăiește viața lui acolo, la sat, undeva. Eu am o maximă plăcere să mă întâlnesc cu bătrânii în general pentru că ei sunt înțelepți, cunosc lucrurile, nu la toate lucrurile îți răspund direct cu da sau nu. Te mai pun să te gândești singur, te întorc pe diferite părți, îți dau răspunsul, dar nu direct, cumva, pentru că sunt bătrâni, poate nu se mai pot apăra și atunci îți spune cumva că dacă ai minte, te vei prinde, dacă nu, nici nu. pe înțelesul tuturor, fiecare da. șade acolo cât poate să exact. ducă. În fiecare glumă este o doză de adevăr și în fiecare adevăr este o doză de glumă, astfel încât bătrânul te pune în situația ca să înțelegi tu singur propria ta doză de adevăr din acel banc sau din acea glumă. Cum ne punem dorințele, domnule Anatol Basarab? Dumneavoastră ați început cam pe la 12 ani să vă preocupați serios de ce aveați să definitivați mai târziu și să aprofundați atât în continuare, dar întrebarea ar fi când ați conștientizat că înțelegeți lumea altfel înainte de acei 20 de ani. Vorbesc de o vârstă a copilăriei când se întâmplă niște lucruri pe care nu poți să ți le explici cu modelele pe care le ai până în momentul ăla. Întâi le consideri ușor paranormale, să le spunem așa, și după aia încep să legi niște elemente și încep să spui niște întrebări. Cam pe la ce vârstă s-a produs asta la dumneavoastră și ce v-ați dorit în copilărie în general? La mine personal s-a întâmplat, deja am venit să râd, pentru că dacă aș povesti de copilăria mea, în general mă uimesc cum de-a rămas în viață. Nu numai eu, ci toți băieții cu care eram în gașcă, dacă putem spune așa, cu care ne jucam împreună, băieți și fete. Dați seama, noi am avut o copilărie, ceatul nostru era în stradă. Acolo ne întâlneam și cetuiam între noi. Acolo schimbam între noi tot felul de lucruri. Ne jucam de vardiști și prizonieri, de exemplu. Păi da, era un joc real, adică când îl prindeam pe fata aia sau pe băiatul ăla, chiar îi băgam țărân în ochi, ca să spună, <laughs> ca să spună unde. Era cu o anumită doză de agresivitate copilărească. Dar... Copiii sunt cei mai cruzi. Deci, da, deci, <laughs> da. Știu că nu odată am fost prins și eu de ceilalți și a trebuit să suport toate modalitățile de tortură, dar m-am ținut până la capăt, chiar dacă a fost doros, și n-am părât, pentru că printre noi și pe vremea respectivă, părătorul, rău, turnătorul, prădători. era cel mai rău lucru care putea să se întâmple. Odată, pe la vreo 8 ani, deși deja când aveam 8 ani, era foarte greu să înțeleg de ce părinții mai vor alți copii când nu le sunt oare suficient eu câte multe lucruri puteam să fac care să le scoată lor păr sur în cap. Am făcut atât un lucru atât de puternic care ne-a șocat pe toți, ne am speriat atât de tare încât am venit acasă și ne-am prefăcut că nu i s-a întâmplat nimic ca părinții cumva să nu afle. Dar spaima, foarte puțin și astăzi psihologi știu să o tratez corect, spima poate deturna sistemul psihic uman foarte mult, poate îmbolnăvi corpul în general. Și la un moment dat, după aceea spaimă, am început să aud voci foarte clar, așa cum te aud pe tine și știam și cine vorbește și din ce direcție vine sunetul. Asta a durat câteva săptămâni de zile până când părinții s-au prins că eu brusc mă ridic de la masă și mă duc mă cheamă un prieten. Și părinții au spus, dar cum? Nu te cheamă nimeni. Nu, cum nu ai auzit? Am auzit eu acum, o au chemat în stradă să mă duc. Lucrurile au început să meargă din ce în ce mai urât, să spunem așa, până când eram trezit și noaptea din somn și chemat afară. Mama s-a interesat de femeile mai precepute în direcția asta pe la sat, pe la țară, pe acolo și mi-au spus să facă orice, dar numai noaptea să nu ies dacă mă cheamă cineva afară, pentru că voi fi purtat, voi fi și început poveștele și legendele și tot felul de lucruri. Eu nu eram traumatizat deloc de chestia asta, chiar mi se părea foarte interesant că eu aud ceva ce restul nu aude. Mai mult decât dacă vrem să aud o melodie care o auzăm ca la radio direct în cap, cu lux de amănunte. Vroiam un text oricare, teatru la microfon, de exemplu, al auzăm de la cap la coadă. Numai că lucrurile astea au început mai târziu să-mi creeze deja probleme psihologice de relaționare cu ceilalți, de adaptare la mediul școlar, la ceilalți și atunci au să iau niște măsuri. Și cel mai fascinant lucru a fost că, deși am fost la tot felul de medici, deci psihologi, nimeni nu a să-mi spună sau să mă ferească de lucruri respectiv. Pe când, într-o bună zi, mama m-a luat și m-a dus la o bătrânică din sat. Și acea bătrânică o scos din saltarul ei acolo ceva așa să cu o lamă, o bucată de lemn, m au spus ceva, o șoptit ceva, o aprins ceva de genul unii țigări, au suflat prin spatele meu, pe la ceafă, pe la după care au făcut câteva zgârieturi cu acea lamă în spate, în față, au curs câteva picături de sânge și au spus că după aia poți plece acasă. Am plecat acasă. Din acel moment astfel de lucruri n-am mai auzit și am început să port o ciudă la acea bătrână <laughs> Că nu mai aud vocile. Ei, atunci a fost momentul când mi-a fost foarte interesant cum este posibil să auzi ce nu există, cum este posibil să-ți ghidezi viața pornind de la niște sunete sau de la niște voci, cum este posibil să vezi ceea ce nu există și nu văd alții, dar eu deja ajungeam la un moment dat să văd lucruri care alții nu le puteau vedea și le vedeam foarte clar. Nu le înțelegeam încă nici sensul, nici rostul, mult mai târziu. Apoi toate capacitățile respective, când am mai crescut și le-am studiat, că asta m-au aprins, am ajuns să le pot declanșa la dorința mea. love wins să le declanșez și să le opresc, jucându-mă cu ele fără ca să-mi facă mie însumi sau sistemul meu psihic vreun rău. Să nu deveniți captivul lor. Exact, da. sau sclav sau prizonier acolo. Apoi lucrurile s-au dus și mai departe, am numit instituții speciale de învățământ, de antrenament, de direcții respective. Le-am studiat, nu numai eu, mai erau și alții acolo, grupi întregi, le-am studiat, le-am dezvoltat, din una am trecut în alta, din alta încă în alta și tot așa, până când am înțeles foarte bine că omul în sine este ceva mult mult mai complex decât ceea ce vedem noi când privim în direcția unui om. De regulă când privim în direcția unui om, vedem numai un biorobot. Nu știm nimic despre soft și nu știm nimic despre utilizator. Cel care utilizează tot softul ăsta și tot biorobotul pe care îl vedem. Înregistrat cu două camere web, cu sincron văd tridimensional, cu două microfoane de o parte și de alta a capului, cu un laborator întreg biochimic care în câteva secunde face niște analize chimice pe care niciun laborator din lume nu e capabil să le facă și în urma acelei conclusi immediate. mâncarea sau ce nimerește pe în gură, ori este afară, o înghețită, fiind catalogată sau apreciată ca fiind bună și utilă corpului. Și toate lucrurile astea pur și simplu m-au fascinat. Așa a început studiul meu în direcția omului. Atunci am înțeles că eu în viață voi deveni, nu știam poate încă exact noțiunea de psiholog, dar știam că eu în viață voi deveni ceva care se ocupă și se interesează numai de ceea ce se numește omul, sub toate unghiurile lui. Medical, psihologic, parapsihologic, energetic, psihoenergetic. Și asta fac deja de la vârsta de vreo 14 ani în modul cel mai conștient. Până atunci, până la vreo 14, încă mă mai jucam, încă experimentam, încă greșeam, pentru că citeam tot felul de cărți care le mai citit și alții, îmi dădeau tot felul de sfaturi, eu făceam, ei făceam, unii îi nebuneam, alții îi nebuneam mai puțin. Ne asumam tot felul de riscuri, dar era așa un fel de pionerat, un fel de căutare neprofesionistă. Adică ați avut și câțiva colegi de aceeași vârstă cu care... Totdeauna, ai experimentat? Bețări, atrag bețări, picturi <laughs> atrag alți picturi, băieții care se ocupă de muzică atrag în jurul lor alți băieți apți pentru muzică sau care înțeleg muzică. Eu am atras în direcția mea alții care erau la fel de, sau mai puțin, sau chiar mai mult, pasionați de ceea ce se înseamnă fenomenele parapsihice, parapsihologice, trucurile mentale, citirea gândurilor, ce știu eu, tot felul de... Ne jucam. În mai degrabă m-aș fi gândit că ați fi încercat astfel de exerciții cu maturi, apropo de profesorul de fizică și de măsurarea a distanței dintre planete. Da, da, da. A, când am ajuns, sunt deja mai mare, gradul de libertate interioară, fiind mai sporit, mai mare ca la alții, de și conștiință fiind mai mare, îmi permiteam în mod matur aproape cu profesorii, cu învățătorii, dar și cu părinții, alt tip de relații cognitive. De exemplu, mi-am pus în cap ca să-i conving pe părinții mei că nu există Dumnezeu. Îți dai seama cât timp mi-a trebuit mie, câte informații, câte cărți citite, cât efort ca să-i conving că nu există. Și în doi ani ceva am convins că nu există Dumnezeu. Apoi mi-a fost milă și am convins înapoi a local existence. <laughs> v-a spus cineva încă din copilărie că sunteți special? Adică cineva a identificat în afară de dumneavoastră care ați conștientizat că se întâmplă niște lucruri interesante? Nu, eram foarte timid, sunt timid probabil și acum, nu încercam să mă bag în față, nu-mi plăcea să domin pe cineva, dar nu-mi plăcea să fiu nici dominat. Și asta probabil m-a ajutat foarte mult să dezvolt observatorul din de mine. Observam foarte bine care sunt condițiile necesare și suficiente ca un lucru care se întâmple. De exemplu, să-l convingi pe Gigel să-ți dăie, ce știu eu, acolo, sandwich -un, cumva să-l convingi. Observam cum făceau alții chestii respectiv. Apoi mă și repetam asta. Vedeam că funcționează ori nu. Dacă nu funcționează, căutam vinovatul la mine. Adică ce am făcut eu incorrect sau am făcut mai mult decât trebuie, astfel încât n-am ajuns la rezultat. Care înseamnă că mai există undeva încă o condiție mică, dar e necesară, care atinge pragul suficienței și de abia după asta lucrul o să fie posibil. Încercam altă dată, vedeam că reușesc. Și așa înțelegeam și învățam din ce în ce mai mult care sunt condițiile necesare și suficiente ca orice lucru, eveniment sau situație să se întâmple. Astăzi am ajuns să cunosc foarte multe lucruri despre condițiile necesare și suficiente ca un lucru oricare să se producă. Vorbim de fapt despre o știință holistică. Vorbim despre un nivel foarte, foarte înalt de cunoștințe. Și poate de foarte multe ori vorbim despre informații pe care oamenii fie nu sunt pregătiți să le înțeleagă, fie chiar nu vor, poate nu au înțeles unde îi poate duce această cale. În mod evident, lucrurile astea se întâmplă și la o, adică sunt firești, pentru că informația introdusă într-un sistem produce schimbări câteodată dramatice sau foarte evidente în acel sistem. Orice informație pătrunsă într-un sistem schimbă sistemul. Iar un mod din câte știm noi în psihologie, argumentat științific, este o ființă care opune rezistență maximă, dacă e posibil, la schimbare. Prin urmare, el nu dorește să se schimbe, el dorește confortul. Schimbarea totdeauna îl împinge pe om dincolo de zona de confort, adică în momentul când omul își dorește să cunoască mai multe lucruri sau când își dorește schimbare, dezvoltare, îl își dorește mai mult stres evident că omului i-ar place, dacă este posibil, să se cunoască, să învețe, să se dezvolte, dar acasă, în fața televizorului, cu berea în mână și telecomanda, ceea ce este practic imposibil. A te dezvolta înseamnă, în primul rând, a ieși din zona de confort. Oricare ar fi ea. Nu poți ajunge campion mondial al lumii la not, oricât de multe cărți ai cite despre not. Oamenii doresc să afle ceva nou, hai să spunem la extrem, doresc să afle ceva nou, inclusiv și despre Dumnezeu, dar, Doamne, ferește să aflăm ceva ce nu îi place. Pe de o parte, și pe de altă parte să aflăm de azi pe mâine, dacă ar fi posibil, sau de azi pe alaltă ieri. Da, adică oamenii așteaptă rețete. De zi cu să-mi bat joc de sănătatea mea și de mintea mea, dar când am o problemă să mă duc la un specialist care face la acolo treaba lui ce și a doua zi eu să fiu bine. Dacă îi spui, uite, continuând stilul ăsta de viață, o să ajungi să ți îmbolnești ficatul foarte grav. Dacă el știe că sigur poate primi un transplant de ficat, el va continua. Pur și simplu va continua, pentru că este calea mai ușoară, calea minimă rezistență. Așa este făcut, spunem, omul. 80% din populația nu a României, numai cea a globului. Omul este ființă și, și, tinde să margă pe calea minimei rezistență. Îmi pare rău să spun, dar lucrurile așa stau. Oricât de dureros și plăcut ar suna fraza, în general, adevărul doare. Credeți în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Depinde cum ne raportăm la subiectul respectiv. Dacă strict motamo, evident că realitatea îmi arată că nu, că nu poți să crezi în așa ceva. Nu ai cum. Dar dacă ne raportăm la fraza respectivă din pudere metaforic sau chiar metafizic, metafizic atunci iar și nu trebuie să crezi, pentru că lucrurile aici sunt evidente. Omul este o ființă veșnic tânără. Chiar și atunci când fizic el este bătrân, de al acelei vârste care e scris în buletin, a ei vârsta biologică, acolo scrie că omul are 50 de ani. În același timp, el emoțional poate să aibă 20 de ani, psihologic poate să fie la vârsta de 30 de ani, genetic vârsta lui poate să fie cu totul alta, din nu știu câte milioane de ani. Emoțional poate să avem o vârstă diferită. La nivel celular, din ce e compus organismul nostru, e altă vârstă. Rețelele noastre neuronale pot să aibă și ele la rândul lor cu tot o altă vârstă și chiar creierul în totalitate, deși tu ai 70-80 de ani, creierul poate să aibă 60 și invers, poți să ai 50 de ani și trăiești cu un creier pe care l-ai epuizat, e ai distrus toate rețelele neuronale cu alcool și multe altele, griji năprasnice și să ai un creier de 80 de ani. Cât de bine vă puteți controla și programa viața domnule Anatol Basarab în condițiile în care ați acumulat atâta informație și sunteți un foarte bun comunicator și ați devenit, fără voia dumneavoastră, sunt convinsă că nu ăsta a fost un cel neapărat în viață să deveniți model pentru alții, dar așa s-a întâmplat în firescul enunțat puțin mai devreme al vieții dumneavoastră. Dar cum reușiți să le aplicați la dumneavoastră toate aceste informații? Foarte simplu. viața este un mecanism psihoenergetic, spiritual, extrem de simplu. Am putea spune că viața este organizată în așa fel încât în ea se poate trăi și înțeleptul, și prostul, și oricine la bază este foarte simplu construit. Problema nu este a vieții, a noastră, pentru că mereu căutăm în ceva extrem de simplu, ceva foarte sofisticat. Psihologic, pur și simplu bufnești în râs când vezi următorul experiment. Te duci la grădiniță și la copii de până la 5 ani de zile, îi dai o, problemă. Pentru vârsta lor, relativ simplă, și ei găsesc rezolvarea imediat. Dacă aceeași probleme le -o dai maturilor, ei se chinuie cu orele să găsească răspuns sau rezolvarea acelei probleme, pentru că ei nu sunt obișnuiți ca și copiii să caute simplu, ei caută complicat. Să desfacă firul în 4, în 10, în 20, apoi să încurcă, nu mai știu de la care fir în general au pornit, nu mai știu cum îi cheamă, se nervează, se ceartă între ei și viața devine de-a dreptul e imposibil. Adică oamenii se străduiesc să complice propria lor viață, apoi se implică în ceea ce au complicat apoi viața devine de -a dreptul imposibilă pentru ei. Pe când la bază, viața are niște mecanisme extrem de simple, care nici măcar nu trebuie să, le controlez. Că era întrebarea cum controlez toate lucrurile astea. Mm -hmm. Absolut niciun fel de control. De când am ajuns la o astfel de înțelegere, de asta s-a întâmplat la vreo 20 de ani, nu am mai controlat niciodată nimic. Nu poți controla viața. Eu am venit în viața respectivă și ea existat înainte a apariției mele și va exista în baza acelor legi și energii și principii și mecanisme și după plecarea mea, indiferent când va fi asta. În urmare nu mai controlez absolut niciun lucru, ci simplu mă raliez și mă supun acelor legi veșnice și nemuritoare, mă sincronizez cu ele și uite așa apare între mine și între viață un dans, cam cum am dansat un vals, fără să o calc pe picioare pe ea și ea pe mine. Ați spus că la 20 de ani ați început să înțelegeți lucrurile altfel, viața, universul, existența, condiția umană. De obicei se întâmplă ca aceste declicuri să plece dintr-o suferință. În Din evident, am spus, adevărul sub orice formă doare provoacă suferință. Prin urmare, când îți dorești să cunoști adevărul, fie el și cosmic sau de oricare altă natură, tu îți dorești mai multă suferință. Suferința mântuie, de a ne atenționează toate religiile autentice sau toate tradițiile spirituale autentice, cu maestrii vii ca ai noastră, creștinismul, ne anunță tot timpul de lucru respectiv. Suferința mântuie. Nici măcar Hristos n-a putut evita suferința. Dacă îți dorești o dezvoltare spirituală sau dacă îți dorești de devii campion, de exemplu, ne întoarcem la viața noastră, campion mondial la maraton. Fără suferință nu vei reuși asta niciodată. un anumit tip de suferință, poate fizică, poate emoțională, poate psihică, câteodată îți vine să-l strângi de gât pe antrenor. Dar ești din zona de confort, te supui mecanismelor, legilor, chiar tehnicilor speciale de alergat, îți înclin corpul special sub anumit unghi, dai din mâini într-un anumit fel, pășești, aterizezi pe pământ. Adică dezvolt în tine tehnica cea mai bună de alergat, care îți va oferi posibilitatea să ajungi campion. Dar asta totul este suferință. Dintr-o plăcere în alta, mai repede o să dai de dracu doar adică drumul către ea de bătătorit, spunem, cu intenții bune și cu plăcere, cu confete aruncate așa pe jos. Urmează al doar. Dintr-o plăcere în alta o să ajungi cu totul în altă parte. Însă, dintr-o bucurie în alta, raiul să se va deschide. Bucuria e altceva decât plăcerea. Oamenii caută plăceri și fac tot posibilul ca să le acumuleze. Foarte puțin dintre ei, după imediat acea plăcere, simt că au o bucurie. Uite, a merge la teatru poate să fie o bucurie, dar și o plăcere în același timp. Copilul meu a terminat, spunem, școala cu o notă mare. Asta poate să fie o maximă bucurie. Că vezi efortul nu numai al lui, ci și efortul tău sincronizat cu al lui, ca între antrenor și sportiv, și vezi cumva că și pe tine asta te împlinește, nu doar pe el cu terminat liceu. Orice poate fi și plăcere și bucurie. Depinde doar de noi, de fiecare dintre noi, să facem autoanaliza, să nu mai căutăm vina în grădină a vecinului, să nu mai găsim întotdeauna responsabil pentru eșecul nostru pe altcineva, ci doar să reușim să restrângem pe toate la noi și să facem exact ce povesteați noastră că ați făcut în copilărie, pentru că, de fapt, este un model deja de exercițiu, să vezi ce ai făcut bine, ce ai făcut rău, de ce poate ai făcut mai puțin sau mai mult și nu ai ajuns la ceea ce ți-ai dorit să obții. Perfect valabil, numai că aici persoana nu mi-a atribuit toate drepturile sau meritele exclusiv Mie. E adevărat, îmi cunosc munca. Știu că atunci când unii stăteau mai mult prin cluburi, eu stăteau mai mult într-un laborator, de exemplu. Dar asta îmi doream și nu mă frustra, adică nu vroiam să fiu acolo unde sunt ei, că îmi plăcea foarte bine unde sunt. Ideea este că eu am avut noroc, probabil. De ce am avut noroc? Am avut noroc din noroc. Părinții mei au fost, tata mea a fost un tată adevărat, înțelegând că crește un băiat și nu o fată. Și m-a lăsat să fac, să pățesc să mi se întâmple. Iar mama, fiind o mamă adevărată în sensul educațional, înțelegând că ea educă un viitor bărbat, nu viitoare fetiță, evident că o durea inima de fiecare dată și sufletul când mă vedea venind cu genunchii zgăriați acasă sau burta toată zgăriată sau coatele sau cu unghia în mâini, în degete, <laughs> unghia de la picior. Dar este evident, adică acum înțeleg foarte bine că mama toată perioada aia de timp suferea, dar mă lăsa să pățesc, să mi se întâmple, să trec peste durere, să pot învinge asta în mine. Mai târziu și ei au încercat. Tata vrea să mă facă chirurg, pentru că am mâna bună, observat ei de mic, că dacă puneam eu mâna undeva, făceam ceva, lor le se făcea bine. Și atunci vrea să mă facă chirurg. Mama vrea să mă facă muzicant. Le-am făcut amândouă, numai ca să îi împac, numai ca să îi văd cumva așa că pot și eu contribui cu ceva la fericirea lor. Dar eu știam că nu o să ajung muzicant. Știam deja că nu o să ajung chirurg. Deși la un moment dat mai târziu, medicina atât de mult mi-a plăcut încât am făcut-o participând la orele liceului profil medical de la cap până la sfârșit. Uh -huh. Numai că fiind înscris pe liste de la bun început, nu mi-au acceptat să dau examenul ca toți restul studenților. La adică nici nu mi-a trebuit pentru că eu am făcut-o din plăcere pentru mine. În același timp mai făceam încă un liceu tehnic care mi era foarte ușor să învăț. Într-o oră eu puteam să învăț tot ce era necesar pentru toată ziua. Restul timpului îl alocam liceului medical. Mergeam acolo și stăteam cu studenții în aula ca și cum ar fi fost un student, dar învățam asta pentru mine. La sfârșit știam că nu o să fiu primit la examen pentru că nu eram scris pe lista studenților, dar numai așa, ca o aroganță aia a mea, am încercat să vorbesc cu decan de acolo, poate, poate, cumva mă primește să dau examen și dacă iau examenele și mi iau și licența. Să vă și scrie pe listă. Da, adică <gânt> să mă facă, să-mi dă și mie o diplomă de terminare a Liceului Sanitar Tehnic sau cum se mai la acolo, medical. Și evident că nu au fost, că era neconform legii, dar eu am învățat medicina pentru mine. Orice om, dacă ne merește în condițiile prielnice necesare și suficiente ca el să se dezvolte, el se va dezvolta. Dacă noi în familie, acasă, undeva, părinții au un viitor Hristos, dar le duci ca pe un idiot, el va deveni idiot. Da, dar conform teoriei pe care o enunțați ceva mai devreme, că viața era și noastră ați venit în ea și viața va rămâne chiar e și bine. după trecerea dumneavoastră într-o altă etapă, cred că și părinții și conjuncturile sunt definite ușor înainte de a ajunge noi să trecem prin ele, pentru că avem un drum foarte bine trasat pe care trebuie să-l parcurgem și sunt factorii deja acolo evident, toți factorii deja în lumea respectivă există, atât pentru dezvoltare, cât și pentru, să spunem, stagnare. Unii aleg stagnarea, alții aleg dezvoltarea. Alții aleg dezvoltarea nu pentru că ei au fost foarte deștept sau ceva, sunt copii speciali, ci pentru că au avut condițiile necesare și suficiente și prielnice pentru ca lucrurile astea să se întâmple. Iar copilul pe urmă alege și se dezvoltă. Poate fi un copil atât de mult protejat încât în viața lui niciodată nimic nu o să se întâmple. Și nu pedepsit niciodată, că astăzi mai este lucrul ăsta. Adică să nu pedepsim copiii, Doamne ferește, pentru că trebuie să-i lăsăm liber să manifeste personalitatea. Nu-i pedepseți. Mai târziu o să vă pedepsească ei. Eu nu vorbesc de agresivitate, nu vorbesc de violență. Asta nu trebuie să existe niciodată nici într-o familie, nici în relație cu niciun copilor care ar fi. Dar pedeapsa trebuie să existe, pentru că după ce va pleca din școală, el se va întâlni cu mine pe stradă. Trăind fără de limite și necunoscând pedeapsa, va trebui să-l pedepsesc eu în locul părinților. Sau polițistul, sau cineva. Tot timpul, în afară, viața e plină de pedepse. Putem să înțelegem de aici că toți suntem egali la naștere? Parcă nu. Ba da, toți ne naștem tabula rasă tablă goală, albă. Dar mai târziu, mama vine și spune acolo, dacă faci asta ești prost, dacă faci aia ești bine. Mama mi-a scris altceva, la el o scris mama altceva. Acum e foarte greu să ștergi cu bureta tot ce a scris mama și tata. Într-un moment dat mama stă spune, dacă faci asta, nu ești bărbat adevărat. Tata vine și spune, mama dacă faci asta, ești bărbat adevărat. Mama are alte percepții asupra realității lumii și a vieții unui bărbat. Oricât de mult încerca ei, este mama, nu va înțelege niciodată lumea masculină cu totul până la capăt. Cum niciun bărbat până la capăt, vreodată nu o să înțeleagă lumea trăirilor feminine până la capăt și spiritului feminin. Niciodată. Au fost mari poeți, au fost mari cântăreți care s-au apropiat foarte mult, foarte profund de spiritul feminin. Au devenit și adorat din punctul de vedere, dar până la capăt niciunul, niciodată nu o să cunoască femeia. Cum și invers, femeia nu o să cunoască bărbat. Uite, cercetările psihologice ne arată că dacă un copil nimerește așa numiți copiii maule. Ne în pădure undeva, abandonat și îl cresc lupii, de exemplu. El va trăie și va învăța de la lupi în copiere și prin mimare toate cele lucruri și va deveni un lup de plin. Deși nu se va asemăna fizic cu ei. Dacă nu l-ai găsit până la 9 ani de zile, sau dacă l-ai găsit după 9 ani de zile, și în acei ani el nu învăța să articuleze cuvinte, a, o, altele, urlă numai ca lupul, el nu va putea învăța niciodată. Mai departe să vorbească, pentru că timpul alocat genetic pentru a învăța vorbire articulată s-a scurs și el n-a învățat în perioada aia de timp nimic. Mai departe el poți învăța să meargă vertical, poți învăța să mânce cu furculiță, lingură, dar să vorbească vreodată, deloc. Este imposibil acest lucru. Timpul genetic pentru a învăța vorbirea articulată s-a scurs. Asta am dat un caz extrem. Dar acum ne întoarcem la viața noastră aparent normală, în care se naște un copil într-o familie oricare, are copilul 14 ani, 14 ani din viață s-a scurs, dar băietul și fetița n-au învățat mișcări complexe în spațiu, n-au învățat să stăpânească corpul în spațiu, n-au învățat să facă tot felul de rostogoliri, căderi. Mai târziu, la 70 de ani, vom avea dintre ei niște bătrânești, niște băbuțe, care alunică pur și simplu dată pe zăpadă, cad, de le se în și în același timp, uite, două ieri în urmă, am văzut în București un bătrânel care, pur și simplu, era adorabil mergea pe stradă și a alunicat. Cred că a făcut vreo 30 de mișcări extrem de complexe. i a zburat căciula din cap, plasele toate, dar până la urmă a aterizat în patru labe, cum se spune, din n-a absolut nimic. Și în același timp, peste vreo două, patru zile, văd în mijlocul orașului un băiat tânăr care pur și simplu lunică piciorul puțin cade de aproape era să înșire creierii pe asfalt. Asta înseamnă educație fizică și sport. Nu trebuie copiii în școală să facă sport, dar educație fizică o națiune care nu se de educația fizică și sport al generației care urmează, e o civilizație sau este un stat sau un neam care nu-și pregătește patrioți. A fi patriot, în primul rând, înseamnă a fi sănătos, a nu consuma din buzunarul public bani pentru sănătatea ta. Numai atunci ești patriot, pentru că tu sănătos vei da naștere unei progenituri la fel de sănătoase ca tine, rezistente la impactul vecții, la tensiuni psihologice, sociale de tot felul. Altfel, vedem ce se întâmplă ajunge la 14 ani niciodată din nimic, de mamă, tată, pedepsit copilul o trăit fără de limită, fă ce vrei, și odată la 19 ani îl părăsește fata, prima lui pedeapsă din viață. Și ce face? Să aruncă de la etaj. Da. Pentru că nu știe să gestioneze o durere, nu știe să gestioneze o pedeapsă, nu știe să gestioneze ceva ce nu a fost vreodată învățat de mamă, de tată, de restul, să gestioneze. Nu fă nimic, nu ne vom îngriji de tine. Uite, ia bani, du-te la școală, du-te cu taxi, o fă aia, fă aia, fă aia. Apoi odată trezește că el are 20 de ani, e obligat să poarte barbă ca să arate că el e bărbat. Și în realitate nu știe să rezolve nicio problemă, nici una măcar emoțională. Să farmă sau să crapă sub prima presiune mai Amintindu-vă că ne găsiți și pe Facebook, Instagram, TikTok și www.asociația alegem să încheiem întâlnirea de astăzi cu un mărgăritar duhovnicesc desprins din învățăturile părintelui Arsenie Boca. Om este acela care se cunoaște pe sine. Ca să te cunoști pe tine, este cea mai grea și cea mai folositoare cunoaștere. A te cunoaște pe tine este lucrul cel mai greu. Egoismul mărește întotdeauna în mod fals, vrednicia noastră în ochii noștri proprii. Nu e nimic mai ușor decât să te înșeli pe tine însuți și, înfumurându-te cu slava deșartă, să te socoți că ești ceva, iar tu fiind nimic.